Repădarea mea. Dumneavoastră îmi puneți întrebări și răspund. Da. Matrica, deci spune-te la frumos cum te cheamă. Postolache Vasile. Postolache Vasile. Spune-te la frumos când ai venit prima dată la mine. Am venit prin 2000, prin ianuarie așa, februarie am venit, prin ianuarie, februarie am venit. Așa. Cu ce ai venit la mine, Vasile, atunci? Eu nu știa ce avem. Pe semnul tot nu puteam merge, nu puteam face nimic. Nu puteam face nicio mișcare nimic. Nu puteam. M-a dus mama de mână cum a zis un cățel. Nu puteam face nimic. Și când am venit, mi-a fost să mi-a zis că să ne mică. Până atunci nu puteam niciun doctor și așa. Adică mi-a dat tuturi de la la Iași când am fost, da? Ce medicamente? Mi-a fost mi-a dat șansa că asta nu mi-a venit. Tu ce ai făcut, Vasile? Tu ai fost lovit în cap sau ce ai avut? Eu am avut o lovitură în cap. Nici eu nu știu exact cum a fost treaba. Că umblăs cu ambasada, cu ceva, au făcut acolo niște hoții a lor, eu știu eu, făcut acolo, mi-au făcut niște raport medical la ele, care nu e adevărat niște lucruri. Păi, fă, la ce și unde ai fost? În Ceoslovacia, a vrut să plec în Italia, așa, Ceoslovacia, să mă dau accident, mi-a dat unea cu lovitură în cap, dar nu mai recunoaște nimeni. Aha. Bun. Deci în 99 sau 2000? În 99 s-a întâmplat. În 2000 am dat dumneavoastră. Și ai stat în comă cât? A stat din septembrie până în decembrie, a stat în comă. După ce am fost plecat prin decembrie, a fost la spital la Iași. După ce prin ianuarie sau februarie, nu știu când am auzit de dumneavoastră, că am dat dumneavoastră și am dat dumneavoastră. După ce prin martie eram fost la spital, dar bine, veneam în fiecare zi, să făceam fiecare zi. Aha. Și ai început să stăți mai mic, atunci tremole, nu puteți să stăți pe picioare, nu? Păi, dar nici eu n-am crezut ca să devină halul ăsta cum a fost, fazii cum a fost, de eu să cred că să mai vină așa, că nici n-am crezut ca să mai pot merge picioare sau... Nu, eram terminat ce să vă mai spun, că dumneavoastră știți mai bine cum... O strâma mâine picioare, nu? Întreba așa, mă zic, dar nu puteam nici bea o can de apă sau mânca, nu puteam face nimic. Aha. Și după ce ai făcut și bioenergie, la mine ai început să zăvină. Am început să merg în cărță, după ce am făcut bioenergie, și am stat de asta, am scăpat și de cărță până la urmă. Și am mers fără bastonul acolo. De câteodată mă mai ies, mai merg un bazon, când mă enervez. Aha. Dar acum pot să vorbesc, pot să merg singur, da? Acum pot să vorbesc, dar totuși mai greu. Da. Dacă mă grăbesc, vorbesc mai greu. Da. Dar poți să mănânc, am scăpat de aici, nu mai se mără mălecele, știi ce, dar mă fac totul, că te cât mă descurc, că așa... Sigur? Dar doctorul ți-a dat vreo șansă de scăpare? Doctorul mi-a zis că n-a văzut de la el, o zis, că așa zic, eu știu, zic, n-am văzut la azi, că n-am fost nou de ce, știi, că n-am văzut la București, zici, tu știi cum îl lojezi numai, ne. Cum m-a luat pe el acasă, că nu ne revizi din comă? Se pătesc pe orice, poate o inelească, să moară pe drum. Deci asta mi-e să mai fac ceva. Deci mama m-a luat, m-a dus. S-a dus acasă, cu o mașină, nu puteam merge în picioare, m-a luat cu o targă, nu cu o targă, cu o cărciuri de la o să până în rost la spital. După ce m-a dus pe mâini, pe palme, până în mașină, nu putea, dacă nu puteam merge. Au că să mă întâlnea ca un copil mic, ce să mai... Nu putea face nimic. Nu putea să mă întâlnge pe mine afară, nu putea face nimic. Cum e un copil mic, chiar de 3 luni, asta n-am știu, dar bine că copilul ăla nu știa, că eu știam, dar nu puteam face. Mm-hmm. Acum văd că ai început să mergi, să mai aduci și tu pe la piață, să mai cumperi câte ceva. Acum început să mai merg, că nu... Acum mai discur. Mă, eu mai cumpăr câte ceva. Acum e foarte bine față cum a fost. În orice caz, de băut nu, de fumat nu. De băut nu mai, de atunci n-am mai băut. De fumat nici nu mă gătesc. Adică mai pus așa că de o gură de vin ăsta. De vin așa mai făcut de gură de vin. Dar nu, nici la n-am poate așa că. Bine, Vasile, eu doresc multă sănătate și dacă mai e nevoie de mine, să mai vii la mine, da? Bine, mulțumesc, că o să mai ție, că nu o să mai am nevoie. Bine, Vasilica.
Și poți să o arăți pe taică-tu dacă este. La serviciu cu el. Da? Bine. Bine, la serviciu. Bine, la serviciu. Să fii șansos.